Salutare dragi prieteni, eu sunt Marius Ungano și astăzi o să vă povestesc cum am început eu propria mea afacere, cum am achiziționat camionul. Mulți m-ați întrebat lucrul ăsta și am zis că o să vă explic într-un vlog. Eu la început am fost asociat la o firmă cu cineva, dar foarte puțin timp, pentru că am fost în Belgia să achiziționez un camion, un MAN Euro 6 XXL. I-am făcut o probă și nu mi-a plăcut. Și l-am văzut pe ăsta, am văzut DAF-ul ăsta, i-am făcut o probă și a fost ok, mi-a plăcut foarte mult. Și am rămas axat pe el. Asta fiind într-o marți dimineață, eu am ajuns luni în Belgia, marți dimineață am probat camioanele. Și miercuri trebuia să-mi dea asociatul meu, trebuia să-mi dea o semnătură care nu a fost de acord cu ea. Nu știu, s-a părut ceva dubios și nu a fost de acord cu ea. Și am fost nevoit să vin să mă întorc în țară ca să-mi deschid propria firmă. Și am deschis-o, a durat undeva vreo săptămână jumate, două săptămâni, ceva de genul. Deci am venit în luna a șasea, la început, cam așa. Și mi-am deschis firma. Am mai așteptat o săptămână după ce mi-am deschis firma. Și între timp mi-am făcut un tatuaj. Și am plecat cu băiatul ăla care m-a tatuat. Am plecat la un restaurant. Și acolo la restaurant ne-am întâlnit cu un prieten de-a lui, era la o masă și au stat ei de vorbă. Am plecat de acolo, a doua zi mă întâlnesc cu un prieten de-a meu și mă întreabă ce am rezolvat cu camionul. L-am mai cumpărat, ce fac pe parcurs. Și am povestit cum au stat lucrurile și mi-a zis că are el un prieten care are camioane pe Belgia. Și am intrat noi așa în discuții, mi-a explicat câte ceva și de aici am aflat că băiatul ăla care era la masă la restaurant acolo, despre ăla îmi povestea prietenul ăsta meu. Și am ajuns să alimentăm aici și mi-a povestit de el. Și am zis că da, întâmplător chiar am stat... Chiar am stat cu el ieri la masă. Și l-a sunat, i-a dat un telefon, ne-am întâlnit la o cafea și am vorbit. Și am fost de acord să încep colaborare cu el. Să încep o colaborare cu el. Și la sfârșitul lunii am plecat cu el în Belgia cu mașina mică. Oare ce am făcut cu telefonul? Și am plecat cu el în Belgia. Mi-am luat camionul, am venit în țară. A durat cam vreo 4 zile așa până să ajung cu camionul acasă. Am fost programat la RAR. Am fost programat la RAR undeva vreo 2 săptămâni după ce am ajuns acasă. Și între timp mi-am făcut la camion ce am crezut eu. I-am vopsit masca din față, parasolarul, ăsta le-am vopsit. Mamă, ce murdar e camionul meu. După ce am terminat cu toate astea, am făcut RAR-ul. Să-mi iau cheia de la rezervor. După ce am făcut RAR-ul, am plecat. Am venit în Belgia.
și am început munca undeva pe 8 august. La sfârșitul septembrie, băiatul ăsta mi-a zis că el are un camion de vânzare, primul camion cu care a început el. Îl are de vânzare. Și am acceptat să-l cumpăr eu. Și așa am, în două luni de zile am mai achiziționat un camion. Un Renault Magnum din 2009. Un motor de 500 de Volvo. Care lucrează tatăl meu cu el. La început, eu normal vroiam să încep pe țară la cereale, dar nu am reușit, s-a întârziat prea mult. Dar am ajuns la concluzia că a fost mai bine așa, că ce s-a întâmplat și m-am întâlnit cu băiatul ăsta. Și am început colaborarea cu el. Ce să vă zic? Începutul e greu, dar dacă ai forță de muncă și nu ai așteptări prea mari la început, se merită să faci. Am revenit. Da, și exact cum v-am zis, cel mai bine e să-ți deschizi propria ta firmă, să nu te asociezi cu cineva, pentru că e posibil să... E posibil să, nu știu, să se întâmple ceva la un moment dat și nu o să fie ok. Exact cum am făcut eu greșeala la început, de a mă asocia cu cineva. Acum sunt super ok. Cel mai bine așa.